Bine ați revenit pe canalul Sistemelor de Securitate Atutec. Astăzi vorbim despre 5 greșeli întâlnite la montajul de supraveghere video. Este foarte important să vezi acest episod până la final, s-ar putea să scutești timp și bani dacă vei instala corect supravegherea video în urma acestui video tutorial. De ce să nu le eviți de la început? Numărul 5. Fasciculul infraroșu este blocat. Instalând camere de supraveghere în locuri greșite, când fasciculul infraroșu este blocat. Este foarte obișnuită instalarea camerelor de supraveghere în locuri nepotrivite. După cum vedeți în acest video, totul este normal pe timpul zilei. Dar în momentul în care stingem lumina, imaginea devine supraexpusă. Pentru a proceda corect, evitați instalarea camerelor de supraveghere video acolo unde fasciculul infraroșu este blocat sau camera capturează prea multă lumină reflectată. Noi recomandăm instalarea camerelor departe de orice sursă ce reflectă imaginea înapoi în cameră. Surse cum ar fi ziduri, sticlă sau surse directe ce emană lumină, aplice, neoane, becuri, etc. Numărul 4. Nu uitați să înlăturați filtrul de protecție. Pentru a proteja camerele de avarii, filtrul de protecție este de obicei folosit în interiorul sau exteriorul carcasei ce formează camera de supraveghere. Sunt des întâlnite situațiile în care clienții menționează probleme cu imagini neclare, blurate după instalare, ca mai apoi să realizeze că au uitat de filtrul de protecție. Este recomandat să înlăturați orice filtru de protecție după finalizarea tuturor pașilor de instalare a camerei. Așadar, pentru a evita amprente, înlăturați la final filtrul de protecție de pe exterior. Alte exemple ar fi la camerele PTZ. Asigurați-vă că înlăturați toate protecțiile camerei ce o acoperă pentru a evita blocarea motorului camerei pe cele două axe X și Y. După cum bine știți, funcțiile pan and tilt. Faceți aceste lucruri înainte să porniți camera. Numărul 3. Unghiuri neconforme și imagini supraexpuse. Bineînțeles că nu vrei să pierzi niciun câmp de imagine dacă îți dorești securitate. Ești în siguranță cu Atutec. Instalând o astfel de cameră la un unghi prea înalt, vei pierde jumătate din câmpul de imagine. Noi recomandăm să verificați ajustarea unghiului camerei exact după finalizarea instalării. Ca să fie mai ușor, puteți scana codul QR sau puteți căuta camera în rețea, în funcție de brandul acesteia, pentru adăugarea ei în aplicație. Totodată puteți folosi telefonul mobil pentru a regla câmpul imaginii mai ușor. Eu fac asta de cele mai multe ori. Acest lucru vă ajută să evitați mai repede factorii ce obstrucționează imaginea. Numărul 2. Ignorarea limitelor distanțelor de cabluri. Toți știm că, în general, distanța maximă la UTB cablată POE este de 100 de metri. Mai grav este cablajul neconform, instalat de neprofesioniști sau cabluri de proastă calitate folosite la instalare pot afecta foarte ușor distanța de 100 de metri, chiar până în primii 90 de metri de cablu. Crescând peste limita de 100 de metri, camera poate pierde alimentare sau date foarte importante. Mare atenție! Avem și variante corecte de creștere peste limita de 100 de metri de cablu. 1. Dacă folosiți un Everest Safer, consultați fișa tehnică a produsului pentru a vedea exact consumul vaților pe fiecare canal de intrare POE al camerei. Alocați un IP NVR-ului, după care logați-vă pe Internet Explorer cu IP-ul alocat și căutați camera POE, pe urmă bifați opțiunea de extindere pe cablu. Dacă folosiți switch-uri extender, căutați rubrica Extend și comutați butonul pion de pe switch pentru a extinde până la o distanță de maxim 250 de metri. 3. Adăugați repetoare POE pentru camerele ce doresc a fi instalate. Și acum numărul 1. Să nu uităm să izolăm cablurile de condițiile climatice, foarte important. În timp ce camerele pentru imobile sunt concepute cu IP66 sau IP67 împotriva prafului și umezelii, ei bine, cablurile nu sunt. Când porturile rețelei și cablurile de alimentare sunt expuse sau protecția cardului SD nu este instalată corect, pot coroda foarte ușor. Mare atenție! Plasați întâi cercul de cauciuc peste conexiunea la rețea de la finalul camerei video. Împingeți cauciucul până la final. Introduceți cablul FTP sau UTP în protecția specială prin cauciuc, apoi prin carcasa specială de protecție și strângeți capătul mufei. Nu-i așa că nu a fost greu?
Folosiți bandă waterproof și mufă specială destinată mufei de îmbinare RG45 pentru camerele IP. Oxigenul este bun pentru noi, dar aliajele ce realizează conexiuni sunt afectate în timp. Acestea au fost cele mai des întâlnite 5 greșeli în instalarea de supraveghere video. Urmăriți-ne și pe canalul de YouTube, iar pe partea de produse ne găsiți pe site-ul a2t.ro. Ești în siguranță cu Atutech.